Mișcarea Food Revolution a fost inițiată de faimosul bucătar Jamie Oliver, protagonist al unor numeroase show-uri TV culinare și autor al unei serii întregi de cărți pentru a lupta cu obezitatea din școlile americane, după succesul înregistrat în Marea Britanie prin Ministry of Food, cea mai amplă campanie națională de încurajare a oamenilor să renunțe la mâncarea de tip fast food și să se întoarcă la obiceiul sănătos de a găti. Anul acesta, ca să marcheze Food Revolution, de echipa Food Revolution România a pregătit o serie de evenimente culinare inedite și cursuri de gătit pentru adepții hranei sănătoase. Un astfel de eveniment a avut loc și la Câmpul Lung. Mai mulți elevi de la Colegiul Național din Nicu Golescu, gătind după rețete tradiționale din Mușcel. Tinerii bucătari de la Dinicu nu s-au făcut de râs, ei reușind să prepare ca la mama acasă, mămăliguță la ceaun, prăjitură de casă, ciorbă țărănească, pește la cuptor, salată de crudități, tochitură, bulci ciobănesc, toate bucatele fiind apreciate de profesori și invitați.